Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Bună, Sorin! Bună, bine v-am regăsit! Dacă te întrebai când vei putea să mergi data viitoare ca un cetățean neîngrădit la ședința Consiliului Local, ei bine, poți! Da, eu cred că am fost mai de mult, cred că am fost la vreo două ședințe, când era primar Constantin Sofronie, Dumnezeu să-l odihnească, adică în evul mediu, așa. Timpuriu. Și cred că am fost o dată când era Marian Ionescu primar. De când nu mai sunt ședințele lungul, de altă dată, Sorin. Cred că așa, erau mai spumoase, adică era o dezbatere reală. Venea lumea cu puncte de vedere, unul mai realist, unul mai fantezist, dar era viață în Consiliul Local. Acum e moleșeală așa. Acest Consiliul Local e născut bătrân. El s-a născut bătrân. Și stă așa pe o bancă, dar nu e un bătrân din ala activ, să spui că joacă o tablă, că face un remi, că se mai uită la doamnele pensionare care trec, le mai întreabă ce fac și mai aduc aminte de când erau ei tineri, nu. Stă așa și se uită stânga-dreapta, stânga-dreapta și le mai spune o lungul, aia și cu aia și cu aia. Uneori se mai zburătăcește câte cineva, dar... Dar de obicei e domnul Cușnir, nu? Nu, dar nici el nu prea mai este, că acum... PNL-ul lui Ion Lungu și PSD-ul lui Danu Ioan Cușnir sunt partide căsătorite. Ele sunt luate... La București. Nu sunt la tribunal luate, pentru că nu există o alianță înregistrată la tribunal. Ele trăiesc... O uniune consensuală. Cum mai zic unii, concubinaj. Sună extraordinar de urât, dar asta, uniune consensuală, asta sună cel mai bine. Trăiesc în uniune consensuală. Și e mai molcuț. Dar rest, ce dezbatere să vezi la Consiliul Local? Da, e așa... Ori cu Consiliul Local, ori fără, cred că tot aia e. Totuși sunt persoane care și la cea mai recentă ședință de Consiliul Local a participat o persoană direct interesată de un anumit punct pe ordinea de zi, foarte civilizat. Primarul Sucevei, pe de altă parte, e puțin nu temător, că a zis că el poate vorbi și mulțimilor și le dovedește, dar așa puțin reținut de... eventual la situație în care ar veni câte cineva cu intenția de a face strict scandal în Consiliul Local sau campanie electorală, primar, a spus. Campanie electorală la Consiliul Local, pe cine să convingi? Nu, asta nu cred că țin. Dacă vine unul și face scandal acolo și spune nu-l mai votați pe un lungul, votați-mă pe mine, ce crezi că se întâmplă asta? Nu, probabil avem că... câțiva... El are reclamagii, niște... Deci da? Ion Lungu are niște adversari din ăștia duri. Un corp dur de adversari care unde îl prind, îl ceartă, îl fac în toate felurile și pe Facebook și față în față și așa mai departe. Și probabil că nu vrea lucrurile astea că să nu se întindă ședința de Consiliu Local. Ca așa dacă e o consensual la Consiliu Local, pac, 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 s-a terminat ședința. Dar nu poți să îngrădești asta, chiar dacă ar fi luat Consiliul Local hotărârea să... nu permit accesul persoanelor la ședințe, nu poți să faci lucrul ăsta, că ar fi dat în judecată și ar fi câștigat. Dar nu văd că așa este o mare dorință a cetățenilor Sucevei să participe la ședințele Consiliului Local. Doar atunci când sunt persoane care au o problemă personală, adică, domne, pe ordinea de zi e un proiect să-mi extind balconul sau nu știu. Și atunci omul merge acolo ca să-și susțină punctul de vedere. Bun, și mai e aripa dură a contestatarilor lui Ionu, cu care vin acolo ca să... îl bruiezi. Despre asta e vorba. Asta e dar o știi că inițiativă... au mai fost întâlniri ale primarului prin cartiere și cu cetățeni pentru un an din urmă. Pentru să bugetul se propună participativ. Proiecte, da. Și veneau câte 4-5 oameni. Adică nu e așa o afluență, să spui că lumea e foarte interesată. Nu, oamenii sunt foarte activi în spatele tastaturii și a ecranului, da, și de în telefon. Real, în real nu prea. Această inițiativă a plecat de la consilierul local USR, Lorena Buburuzan, iar doamna viceprimar, Teodora Munteanu, alături de primarul Ion Lungu, au propus din nou și a trecut prin Consiliul Local redeschiderea terenurilor de sport, doar în vacanțe și doar la sfârșit de săptămână, exclusiv pentru elevi. Și aici, o parte, părinți cu copii sunt de acord, doar la sfârșit de săptămână, da. Și în vacanțe. A, și în vacanță, da, mă gândeam. E o chestiune firească. Dar numai pentru elevi, adică nu și pentru... Aici subiectul aici, ăsta a stârnit foarte multe discuții și în trecut. Că se sparg ferestre, că cine da, păzește. Și că... se sparg ferestre, da. În asta stă bugetul Sucevei, le-au mărit
au fost factori la gaz, la curent, o să vină iarăși niște factori, de o să-i cocoșezi un geam, sparte problema. Eu nu știu, atâta discuții cu plus chestia asta. Plus posibile accidente, știi că au mai fost. Extra, da. S-a rupt poarta, și s-a rupt coșul de basket, se putea rupe în timpul orei de curs. Bineînțeles, și dacă e drobul de sare pus pe dulap și tu stai lângă dulap, s-ar putea ca, dacă este un cutremur de o anumită intensitate, drobul ăla de sare să-ți cadă în cap și să faci cu cui. Da, se poate și asta. Dar se poate întâmpla și în timp ce mergi la școală, nu? Absolut. Deja școala devine pericol deci public. Tot cum? Se poate. Și eu nu înțeleg. S-a discutat foarte mult despre această problemă și am abordat-o. Chiar cu Petru Ghervan, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport săptămâna trecută, care este și antrenorul echipei de handbal, și a zis că a avut discuție, tot are discuții cu studenții. Doamne, cum e de făcut? Și a zis că cel mai bine este să fie cineva permanent la școală și grupul de elevi care dorește să vină să facă mișcare să anunțe conducerea școlii pentru a se ști că între orele de și de și se să de fie preferință să fie organizat. Proful de sport acolo sau un părinte. Eu nu știu, atâtea discuții și atâta cum se cheamă, cocoloșeală, că dacă se întâmplă ce, dacă se sparge în geam, dacă un copil face buba la picior, poate să facă și în spatele blocului, alergând după un fluture, să-l prindă cu plasa pentru insectar, nu știu. Când eram eu puștan, erau terenurile deschise pentru toată lumea. Jucau și elevii, jucau și neelevii și toată lumea era acolo. Că veneau aia mai mari, mai golani din cartier și fugăreau pe ăștia mici, asta e altă treabă. Și ăștia mici jucau și ei când erau golani. Dar în rest, toată lumea era acolo. Se mai spărgea câte un geam, n-am auzit. Mai plătea câte un părinte? Da, până la urmă îl găsea, plătea geamul, asta e extraordinar. Dar am auzit să fi pățit cineva ceva, să fi fost accidente foarte grave, n-am auzit. A fost o urmă cu câțiva ani cu o poartă. Da, la da, un teren. Nu se întâmplă, ce să-i fac? Stai, adică, a cui? Primăria asta a cui? Primăria e a cetățenilor, da? Școlile ale cui? Sunt ale cetățenilor. Școlile sunt ținute din banii cetățenilor, da? Și Suceava asta a cui? Nu e a cetățenilor? Păi dacă este terenul școlii acolo, joacă și elevii, joacă și părinții elevilor sau cei care n-au copii. Dar bun, de ce să nu joace oameni din cartier? Sorin, vremuri în care părinții își duc copiii la sport în cadrul ultra-organizat. Da, nu, dar atâta discuții. Asta lasă cu terenul, să vezi că nu o să fie mai mingea. Nimeni pe terenurile da. Astea de sport, pentru că toți au abonament. Ba la not, ba fiecare la handball, la tenis, la fotbal. Fiecare se găsește așa dezbatere, că avem și direcțiunea și Consiliul de Administrație al școlii. Și își dau toți cu părerea. În Consiliul Local își dau cu părerea. Toți au părere așa. Și până la urmă, despre ce vorbim? Despre niște terenuri de sport înconjurate de un gard. Lasă porțile deschise să bată mingea. Dar vezi tu lumea... Vecinii, apoi, Sorin. Da, uitat de vecini. Păi și pe noi nu ne înjura, ne înfugărea. Asta e treaba, dar ce trăim? Păi dacă nu ne convine, ne facem vilă în mijlocul câmpului, stăm acolo, izolați. Ce tot atâta? Când îi văd pe unii, că uite copiii fac, că stau și beau pe nu știu unde seara tine. Ai, și? Pe la nu știu ce terasă. Bun, și dar tu când erai de vârsta lor, ce făceai? Bă, voi ați uitat? Dar chiar ați uitat cum făceați voi? Am toți, cum au anumită vârstă, nu le mai convine. Monumente de moralitate. Ăla tânărul dă pe jos, ăla altul nu știu ce face, dar ei ce făceau când erau de vârsta lor? Mergeau la jazz sau merg acum? A fost Freddie Bryant, Kaleidoscope Trio la Suceava. Mergeau la jazz. Un festival. Dar ce, jazz-ul un e Bosanci sau ce? Ce, a? Ipotezi, ce e jazz-ul ăsta? A fost un cu lumea care am vorbit că n-am ajuns, a zis că a fost chiar un spectacol reușit. Toată lumea mi-a zis că a fost foarte în regulă. Emil Orban, organizatorul, l-am avut dimineața invitat și l-am întrebat pe Emil cum a fost. Era foarte încântat, el era... temător când m-am văzut cu el în urmă cu o săptămână și ceva, că erau date 12 bilete. Spunea, ce mă fac, mă fac de râs, că vin oamenii ăștia, vine din state, vine din Belgia, Olanda, sau de unde, vin oameni și ne văd că sala goală, așa, mai mult de rușine, nu că ar fi intrat în gaură financiară, nu asta era temerea cea mai mare, ci aceea că, uite, vine un mare chitarist din state de jazz și nu... Zice că suntem aici needucați, că nu. În fine, au fost mai mult de 100 de persoane, ceea ce e în regulă. Mai ales că eu zic că e o perioadă prostă aleasă, e vara, cu vacanțe și cu nunți și boteze, cu mătrii. Și lumea sâmbătă seara cam greu să adun. Dar totuși au fost 100 și ceva de oameni și a zis că
atât de mult le-a plăcut artiștilor că au venit la 3 bisuri, ceea ce nu se întâmplă foarte des să iasă la 3 bisuri și mai ales la jazz. Publicul încântat, publicul cunoscător și a fost așa o chimie, le-a plăcut mult la Suceava, n-au apucat să stea foarte mult. Da, înțeles că au gustat din nou sarmale și sarmale de la Suceava au fost în, nu, cu medalii de aur. Nu, dar nu de la Suceava. Ideea este că Emil e un tip sufletist, el face asta din pasiune, iubește jazzul. Adică nu ies bani. Din contră, dacă el nu i-a dus la restaurant să mănânce sarmale, a dus sarmale făcute de soacră sa, adică a venit cu bocceluța. Cu oala, știi? Adică n-a avut bani să-i ducă pe la nu știu ce loc, nu știu unde le-au mâncat. Dar sarmale făcute de soacră sa și a zis că americanului au plăcut astea, că a mai mâncat în vreo 4 locuri în România, dar astea a zis că sunt medalie de aur. De aici, de la soacra lui Emil. Și a zis, Emil n-a avut ce face, dacă a fost foarte ospitalier și publicul a fost foarte bun, că a zis americanul că mai vine la Suceava și stă 3 zile, nu ca acum. Zic, Emil, pe capul tău, deci 3 zile. Ideea este că oamenii au idei preconcepute despre România, s-a verificat de fiecare dată, însă lumea artistică este ceva, nu este atât de aspră și este mult mai maleabilă decât ăștia, care spun că nu merităm Schengen, toți ne zic că suntem cu corupția aia, prostiile alea pe care le tot bagă ei, Sfinții Pământului. Ai văzut aia cu Uber, nu? Așa, și cu Macron. Da, Sfinții Pământului. Dar artiștii văd altfel, da? Pentru că intră și în contact cu oamenii simpli, știi? Nu intră numai cu niște oficiali care sunt niște ori niște birocrați bătuți în cap, ori niște politruci care au anumite interese și spun ce le convine lor. Dar ar fi frumos ca tot mai multă lume așa, ar fi să iei bucată cu bucată, să vină să stea de vorbă cu oamenii din România, să vadă cum arată, cum gândesc, cum vorbesc și așa mai departe, ca să schimbe impresia. Dar asta durează mii de ani. Exact. Nu știu dacă are întreaga cultură planetară timpul ăsta. Medalie de aur pentru sarmalele domnului organizator și medalie de aur pentru Anguța Bodnar și Simona Radiș. Da. E singurul echipaj din România care a obținut medalie de aur la Lucerna. Fetele în Elveția. Care au luat și la Olimpiada Aurul. Da, la ele... Anguța Bodnar Suceveancă, Simona Radiș Botoșăneancă. Cred că la ele fără sarmale de mult, de când... Poate că niște sarmale mai slab... Mai slabe în grăsimi, no, dar cu siguranță, fiind în zona de munte, Ancuța, cred că mama ei face niște sarmale. Dar am mâncat când am fost acasă și de atunci aș uita gustul lor, cred. Am nu știu la caia ca la canotaș, cum este cu alimentația, dar îți dai seama că nici acolo îți trebuie un număr mult mai mare de calorii decât la alte sporturi, cu siguranță. Dar nici acolo nu cred că te poți te îndoi cu sarmale și cu prăjoale și pe mult să faci performanță. Nu cred. Chiar nu cred, cred că este și acolo o alimentație strictă. Dar iată că asta este o confirmare a faptului că nu întâmplător au câștigat la Olimpiadă și că nu le s-a urcat la cap și ne-au zis gata, am luat Olimpiada, ne ajunge... Am intrat în... Ne-am asigurat locul în istorie. Și nu, merg în continuare, înseamnă că încă mai ard pentru acest sport și că pasiunea nu le-a părăsit. Și vin și din urmă și vin și cu rezultate foarte bune. Încă 11 suceveni s-au întors cu medalii de argint și de bronz din Elveția. Păi vin din urmă pentru că au văzut performanțele pe care le-au obținut aceste fete și au mai fost niște băieți la Olimpiadă și au zis că se poate. Și dacă se poate... Exemplu, puterea exemplului încurajează și generațiile care vin din urmă. Uite, Aisia, Presecaru, probabil coincidență că acum e în generație cu David Popovici, dar cu siguranță o va încuraja. Generație, David Popovici are 17 ani, domnișoara la... Nu, e generație contemporană și practică același sport. Da. Cu siguranță o va încuraja să performeze. Bun. A fost cea mai tânără participantă la campionatul european. Și faptul că s-a calificat în finală sau în finale e promițător. Bravo ei! Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.